Fostul mare internațional Eliodor Voica a fost prezentat oficial ca tehnician al nou promovatei Handball Club Buzău în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc la sediul Consiliului Județean Buzău, principalul finanțator al echipei masculine de handball a județului. Îi mulțumesc din suflet și adun mulțumirile și din partea Consiliului Județean și de ce nu a buzoienilor, că a venit să se alăture nouă acestui proiect și sper că împreună vom promova același spirit tineră și de fair play și de luptă sportivă. Mă bucur foarte mult și ocazia asta aduc mulțumiri tuturor oamenilor implicați în fenomenul handball din județul Buzău, pentru că ați intrat în familia handballului masculin, așa cum probabil cu toții bine știm. Este pentru prima dată, dacă nu mă înșală memoria, când Buzău apare pe harta handballului masculin. 8 noi jucători au semnat cu gruparea buzoiană în această vară, printre ei și 5 foști componenți ai formației Dinamo București, echipă care a câștigat de 3 ori la rând titlul de campioană a României. Este vorba de Asoltane, Grasu, Mironescu, Bușecan și Bobeică. Conducerea clubului speră ca jucătorii buzoieni, plus cei noi veniți, să formeze o echipă cât mai greu de învins în prima ligă. Am reușit să facem 8 transferuri. O să vi prezint, eu aveți de față pe 7 dintre băieții noi. Suntem o echipă 100% românesc. Această echipă care e constituită din jucători, aș spune cu experiență, după cum puteți observa, am încercat să facem un melanj, o mixtură între jucători tineri și jucători cu experiență. Bineînțeles, n-am avut timpul aliat din acest punct de vedere și mă refer la faptul că au fost oarecum făcute într-un timp destul de târziu aceste transferuri. Eliodor Voica este unul dintre cei mai experimentați antrenori români. Fostul internațional a antrenat echipa națională masculină, dar și numeroase echipe de club, printre care Dinamo București sau Știința Bacău. Ca jucător, Voica a disputat 205 meciuri pentru echipa României, marcând 867 de goluri.